Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Mulțumesc mult că ați dat curs invitației de a veni la această conferință. Tema este una importantă, ținând cont de faptul că suntem în preajma unui nou sezon de încălzire și vom discuta două aspecte. Pregătirea către sezonul întreprinderii și al doilea aspect, reforma care are loc acum în cadrul întreprinderii. Ceea ce ține de pregătirea către sezon. Vreau să spun clar că termoelectrica este pregătită către nou sezon de încălzire. Deci, ieri, la sursa 1, cea mai importantă sursă care avem noi din dotare, a fost pus în funcțiune blocul energetic numărul 1 și ușor sarcina termică de la sursa 2 a fost transferată către sursa numărul 1. Blocul energetic funcționează corect, la ora 11 a fost anclanșat în rețeaua națională. Blocul energetic numărul 3 a fost reparat cu reparații curente și este în rezervă. Pe măsura creșterii sarcinii termice, el va fi, după necesitate, conectat. Și blocul energetic numărul 2 este acum în reparație capitală. Pe măsura creșterii sarcinii și finalizării lucrărilor de reparație, el va fi în rezervă pentru a asigura continuitatea asigurării cu energie termică și energie electrică. Sursa 2, cum v-am spus, a fost retrasă în rezervă. După caz, după necesitate, ea poate fi pornită ca să asigurăm iarăși orașul cu căldură și rețeaua națională cu energie electrică. Celelalte surse mergem gradual după importanță. Centrala termică Vest, centrala termică Sud sunt pregătite în proporții de 97-98% pentru sezon. Mai sunt careva mici lucrări, dar ele nu afectează nici într-un fel startul sezonului de încălzire. Mai avem 19 centrale suburbane care au fost la fel reparate după caz, revizuite și sunt pregătite ca să dăm startul sezonului. De la surse mergem spre distribuție. Știți că noi avem în dotare peste 1300 de kilometri de rețea care nu se vede, este subterană. Toate lucrările necesare, testele cu presiune, reparațiile acolo unde au fost mai multe deficiențe pe parcursul ultimului sezon s-au făcut, sunt îndeplinite. Stațiile de pompare, 18 la număr, au fost toate revizuite, punctele termice centrale, punctele termice individuale, căminile termice, tot ce ține de distribuție, toate echipamentele au fost verificate și pregătite către noul sezon de încălzire. Deci, prin urmare, cum am spus, pot să vă spun încă o dată, ca să fie clar, termoelectrica este pregătită către nou sezon de încălzire. Și prin urmare, pe măsura scăderii temperaturii a aerului exterior, consumatorii care sunt conectați la SACET pot veni cu cereri pentru a se conecta la căldură pe măsură ce apare necesitatea respectivă. Angajații întreprinderii vor asigura conexiunile respective, fără nicio problemă, cu viteza maximală. Acum, a doua întrebare care vreau să vă informez, este vorba de reforma instituțională. Știți că am anunțat necesitatea și demararea acestui proces. Pot să vă spun că el este deja într-o etapă destul de avansată. Pe 14 august a fost aprobat un nou organigramă, după care s-a proces la implementarea măsurilor care țin de codul muncii și legislația în vigoare. Deci a fost emis un ordin prin care s-a aprobat lista nouă de state, după care a fost emis alt ordin privind reducerea statelor vechi, după care s-a remis un ordin de preavizare, de la care decurge un termen de 2 luni, termen net. Mai sunt lucruri care influențează termenul ăsta de 2 luni, cum ar fi concedii medicale sau de odihnă. Deci, toate prevederile care țin de preavizare
și de reforma respectivă sunt făcute în strict conformitate cu cadrul legislativ al Republicii Moldova. Iată, în linii mari, ce am vrut să vă comunic. Și acum, dacă sunt întrebări, haideți să mergem la întrebări-răspunsuri ca să putem să avem o comunicare. Domnule director, dacă ați putea să ne spuneți, la modul practic, când se preconizează că dat startul sezonului de încălzire pentru acest an și dacă în acest an termoelectrica va funcționa pe gaz sau care este tipul de combustibil? Știți că este o prevedere. Autoritățile locale, în dependență de temperatura aerului de afară, pe parcurs de 3 zile, dacă e mai mic de 8 grade, există acolo o prevedere. Deci ei anunță că se dă start sezonul de încălzire. Însă vreau să spun că pentru noi nu există ca atare noțiunea asta, pentru că în rețelele magistrale noi avem agent termic mereu. Acum am făcut transferul a sarcinii existente la sursa cea mai importantă. Prin urmare, cum v-am spus, noi putem să conectăm chiar și acum, dacă este cazul. Bineînțeles că ne orientăm după cererile care le avem. Și a doua parte? Despre... Dacă vom lucra cu gaz sau cu... Ca să facem o claritate. Păcura este un combustibil de rezervă. Nu este un combustibil alternativ. Combustibilul de bază este gazul natural. Acum, noi nu avem semnale că trebuie să lucrăm cu păcurul sau nu. Noi avem rezervă, în caz de necesitate, dacă, Doamne ferește, se întâmplă că nu este gaz, noi suntem pregătiți să lucrăm cu păcurul. Însă, scenariul de bază este să lucrăm cu combustibilul nostru tradițional, gazul natural. Reorganizarea instituției, la modul practic, dacă ați putea să ne spuneți, au fost comasate anumite funcții, a fost redus numărul de angajați, la modul practic, ce presupune această reorganizare? Deci, reorganizarea respectivă a vizat la momentul actual 22 de persoane care dețineau funcții de conducere din top management și ceva mai jos de top management. În practică, acum se întâmplă în felul următor. Sunt aproximativ 30 de conducători de secții și servicii care, de fapt, și asigurau conducerea subdiviziunilor respective și acum se întâmplă că ei sunt mai aproape de director, de inginerul șef și o garnitură care nu era tocmai conformă pentru a funcționa cât mai efectiv, acum a dispărut și lucrul ăsta se simte, este mult mai benefic. Plus la asta, cifra de aproximativ 14 milioane anuală care se preconizează a fi economisită, iar rămâne valabil. Referitor la incidentul cu imaginile cu păcura îngropată care au apărut acum ceva timp în spațiu public, ați declarat anterior la ultima conferință de presă că în urma incidentului trei persoane cu funcții de răspundere urmau a fi sancționate. Să ne spuneți dacă au fost sancționate și dacă puteți să ne spuneți ce a presupus această sancțiune și cine sunt cele trei persoane, nu știu, șef de direcție sau dacă ați putea să ne oferiți aceste detalii? A fost, după cum am spus, demarată o anchetă de serviciu care a elucidat care sunt persoanele cu funcții de răspundere care trebuiau să iau decizii într-un fel sau altul, care au luat decizii și au generat situația respectivă. Trei persoane au fost, deci care am spus că au fost determinate trei persoane, deci au fost sancționate prin mustrări aspre și cu lipsirea adaosului cu caracter de stimulare pentru o perioadă anumită, acum nu mai am sub mână. Deci au fost sancționate trei persoane cu mustrări aspre. Tot ce ține de consecințele nefericitului eveniment, păcura respectivă, rezidul cu argilă și nisip a fost colectat conform prescripției Agenției Protecției Mediului. A fost depozitat, toată cantitatea asta a fost depozitată pe o platformă securizată, în saci, în așa fel ca să nu poată să fie afectată de ploi sau nisori sau altceva. Agenția a fost la noi, a monitorizat aspectul ăsta. Noi am scris către ei scrisoare ca să
ne dea informații cu cine putem în continuare să dezafectăm solul ăsta colectat. Urmează să vedem. Deci, cum v-am spus, suntem în maximă conlucrare cu agenția, în așa fel ca să nu existe neclarități în pașii noștri care facem în continuare. Sergiu Bătrâniște, în acest an gazul este mai ieftin decât anul trecut, dacă se preconizează o ieftinire în gigacalorii sau nu, veți depune ce anărie sau? Anărieul ca organ de reglementare are tot dreptul să facă lucru care este atribuit și fără cererea noastră. Deci ei pot interveni în orice moment. Și de fapt asta este și obligațiunea lor. Dacă gazul se va ieftini și într-adevăr, cum spuneți, s-a ieftinit, ei sunt obligați să ia act de situația respectivă și să vină cu reglementările date. Bineînțeles că noi o să intervenim în cazul când ANRE-ul nu va da curs schimbărilor în tarif. Dacă va fi cazul, vom scrie și scrisori ca să solicităm acest lucru. Da. Ca să înțelegeți corect, aveți dreptate când puneți întrebarea asta, în sensul că prețul gazului sau combustibilul este undeva peste 80% în tarif. Deci este foarte important ce se întâmplă cu prețul gazului. Dar din punctul de vedere al termoelectrică, ar exista premise pe ieftinirea unei gigacalorii în acest sezon, nou sezon care e? Dacă se ieftinește gazul, bineînțeles că da. Dar dacă... Calculele face ANRE-ul, ei sunt organul care trebuie să răspundă exact la întrebarea asta. Deci toate cifrele, toate informațiile necesare sunt la ei în curte și acum eu să speculez cu lucrul ăsta nu este corect. Mă întreb altfel, din actualul tarif care este acum, există premise să se ieftinească o gigacalorie sau nu? Teoretic, da. Cam cu cât? Ați făcut un calcul? Nu știu, nu vă pot spune. Vreau să vă întreb referitor la datoriile pe care le aveți față de Moldovagaz, față de Energocom. Cum planificați să întoarceți aceste datorii? Din câte am văzut, față de Moldovagaz este 700 de milioane. Sub 700. Sub, da. Și față de Energocom 1,3, dacă nu greșesc. 1,3 miliarde. Cum veți întoarce aceste datorii și dacă această reorganizare vă va ajuta în acest sens cu economiile care ați spus să se facă? Bine, dacă vă uitați la ponderea economiilor respective care țin de reorganizare, ele sunt infim de mici în comparație cu un miliard întreg și trei față de Energocom. Vă dați seama că nu asta este unica soluție. Deci noi, bineînțeles că trebuie să căutăm orice metodă ca să gestionăm cât mai bine și rațional resursele care le avem. Acum, nu, tema conferinței de azi nu era neapărat datoriile, dar dacă ați întrebat, pot să vă spun în felul, să vă răspund în felul următor. Nu doar termoelectrica este implicată în acest proces. Deci, am avut mai multe discuții cu domnul ministru și are o deschidere maximală, cum am mai spus și reiterez faptul acesta, ca să vedem cum deblocăm situația. Și Moldova Gaz, într-un fel, ne împing, ei tot vor să rezolve cât mai repede întrebarea cu datoriile. Pot să vă spun că a fost creat pe lângă APP, care este proprietarul întreprinderii. A fost creat un grup de lucru cu implicarea specialiștilor din Ministerul Energiei, de la noi, de la APP și de la ANRE. Deja au fost și ședințe în cadrul grupului respectiv. Există câteva idei, câteva propuneri, ele sunt în curs de discuții, de dezbateri. Rămâne să vedem. Pe parcurs, cum vor apărea careva informații, bineînțeles că veți ști, pentru că asta este informație de interes public. Acum, mai mult, să vă spun, nu pot, pentru că o decizie deocamdată clară care este direcția, încă nu este. Deci termoelectrica nu își permite singur să achite aceste datorii. Înțelegem că trebuie să fie implicat. Sunt mai mulți factori. Reglementarea care ține de ANRE, Energocomul, Moldova Gaz, toți au interesele proprii și toți vor să fie cât mai efectivi și mai repede să-și ia banii. Dar termoelectrica, la moment, în reglementările care au fost și datoriile care s-au creat, de una singură nu este capabilă să rezolve problema respectivă. De asta și s-a creat un grup de lucru pe lângă APP, într-adevăr, ca să discutăm și să abordăm cât mai profesionist, cât mai corect aspectul ăsta. În urma reorganizării instituției, care înțeleg că este dorează,
Câte persoane au fost demise, s-au procedat și câte mai urmează până acum? Corect, noi spunem în felul următor. A fost emis ordin de preavizare. Persoanelor care au fost vizate în acest ordin, le s-a propus funcțiile vacante care existau și există în întreprindere, cine acceptă, cine nu acceptă. Dacă nu acceptă, înseamnă că din momentul semnării ordinului, termenul net este 2 luni. Net zic că pentru că el poate fi modificat, în dependență dacă omul iese în concediu medical sau concediu de odihnă, el poate fi mai lung, după care semnează ordinul de concediere. Și am spus că sunt vizate acum la moment 22 de persoane. Mai urmează și alte maniere sau nu? Lista persoanelor preavizate este de 26 de persoane. 4 persoane sunt în concediu. Și în urma incidentului cu Bărbura, nimeni nu a fost demis, doar mustrare. Dar puteți să ne spuneți ce persoane, ce funcție aveau în cazul întreprinderii? Directorul tehnic, directorul CET și șeful serviciu combustibil. Careva din persoanele respective se regăsesc în lista persoanelor preavizate. Dacă asta e tot, vă mulțumesc mult și o zi frumoasă!